Bun găsit la Jurnal, iată subiectele. DNA trimite în judecată un fost viceprimar al municipiului Târgu Mureș. Este vorba de Ionela Ciotlăuș, care ocupă în prezent funcția politică de președinte ALDE. Alături de ea sunt trimiși în judecată fostul director adjunct al finanțelor mureșene, precum și magnatul Virgil Mailat. Ei sunt acuzați că ar fi produs statului un prejudiciu de aproape 900.000 de lei. Sunt reținute în acest caz mai multe fapte. La mine este doar tangențial această poveste din 2008. Pot să presupun că sunt o victimă colaterală în acest dosar. Nu am niciun fel de legătură cu celelalte fapte care se rețin la dosar. Rămâne ca justiția să-mi confirme nevinovăția. Am toată încrederea în acest lucru și așteptăm să se exprime justiția. Fostul viceprimar Ionela Ciotlăuș, director economic al SECAPCOM Select SA, este acuzată de evaziune fiscală și complicitate la stabilirea cu rea credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, ori compensări datorate bugetului general consolidat. În iunie 2012, Alexandru Iclănzan, în calitate de director executiv adjunct al DGFP Mureș și conducător al activității de inspecție fiscală a aceleiași instituții, a oferit consiliere de specialitate prin intermediul inculpatei Delia Elena Mailat și inculpatului Virgil Mailat, în sensul că i-a sfătuit pe aceștia cum să întocmească un contract de închiriere fictiv care să poarte același număr și dată cu cel încheiat în mod real la data de 20 decembrie 2007, dar care să conțină și clauze fictive pe care inculpata SECAPCOM Select SA, prin intermediul inculpatei Delia Elena Mailat, să-l prezinte echipei de control din cadrul DGFP Mureș. Inculpata a redactat în fals contractul respectiv de închiriere și un act adițional, înscrisuri ce au fost semnate de către Mailat Virgil și Bumbu Emil și încredințate spre folosire inculpatei Mailat Delia Elena. Ulterior, contractul de închiriere întocmit în fals a fost prezentat de către SECAPCOM Select SA prin intermediul lui Mailat Delia Elena, echipei de control DGFP Mureș, în vederea producerii de consecințe juridice. În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra clădirii restaurant Pescăruș situate în Târgu Mureș, aparținând SECAPCOM Select SA, până la concurența sumei de 900.000 de lei cu titlu de garantare a executării pedepsei amenzii. Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului constă în 732.417 lei, sumă ce a constituit totodată și folos material echivalent pentru SECAPCOM Select SA și reprezentanta acesteia inculpata Mailat Delia Elena. Situația lui Gheorghe Frunda, consilierul special al premierului PSD Victor Ponta, membru fondator al UDMR, deputat, senator și fost candidat la președinția României, naște din nou controverse. Potrivit ziarului Bursa, acesta ar fi întocmit note informative înainte de 1989. Emil Friciu și Fred ar fi fost numele conspirative purtate în calitate de informator, dar dosarele arată că fostul senator a fost și urmărit de securitate, de această dată sub numele de Faur și Furne. Asociația Civic Media a solicitat oficial cercetarea lui Gheorghe Frundo, ținând cont de funcția sa de consilier al primului ministru, cât și de transferul către CNSAS a unor noi documente din arhiva SRI, potrivit ediției online din 22 iulie a ziarului Bursa. Investigatorii CNSAS au cercetat timp de aproape 2 ani sutele de file ale dosarelor lui Gheorghe Frundo și zeci de alte dosare ale unor persoane din anturajul său. Noua decizie a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, emisă după lungi dezbateri, a fost postată pe site-ul CNSAS. Potrivit bursa.ro, decizia în sine se consacră ca o premieră în istoria acestei instituții, după ce secretarul colegiului CNSAS, profesorul dr. În drept Corneliu Turianu, a contestat printr-o opinie separată formularea din finalul adeverinței numărul 422 din 21.04.2015. Nu i se poate atribui calitatea de lucrător, colaborator al securității în sensul legii, susține domnul Turianu. Formularea corectă fiind în opinia acestuia, domnul Frunda Gheorghe a furnizat informații securității, dar nu sunt îndeplinite condițiile impuse cumulativ de articolul 2, litera B din ordonanța de urgență numărul 24 din 2008. La rândul său, avocatul Kinceș Elliot a declarat că, în lipsă de probe, niciun cetățean nu poate fi acuzat. Eu, oficial, niciodată nu l-am acuzat, fiindcă nu am probe. În filmul Campionul Balcanic există o discuție în familie care a fost înregistrată, dar asta e o discuție, deci nu niciodată, în lipsă de probe, avocat, nu am declarat așa ceva despre el.
dosarul meu de urmărire este absolut selectat, a fost de vreo 4 ori renumerotat, așa că în documentele care mi s-au pus la dispoziție de CNSAS nu am găsit absolut nici o probă despre eventualele note informative furnizate de Frunda. Tocmai de aceea eu nu pot susține acest lucru. Potrivit ziarului Bursa, ar exista acuze conform cărora angajamentul olograf de colaborator al securității ar fi fost sustras din dosarul personal. Documentele prezentate până în prezent în cei peste 25 de ani de carieră politică de către Gheorghe Frunda arată că nu ar fi fost colaborator al securității. Acesta a dorit să clarifice toate aspectele acestui caz, afirmând că în acest moment există o decizie definitivă care stabilește că nu a fost niciodată colaborator al securității, ci dimpotrivă a fost o victimă a acestei instituții. Am o hotărâre definitivă care stabilește că niciodată n-am fost colaborator al securității, am fost victima aia care a fost tracasat, multe ori dus la securitate. Nici acum nimeni nu susține că aș fi avut toată calitate. Dacă cineva susține asta, îl voi da în judecată pentru calomnie. Să fie clar că am o hotărâre definitivă că n-am fost. Fermierii pot depune cererile de acord prealabil pentru obținerea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură până la finele lunii iulie. Acordul prealabil pentru finanțare prin rabursare se emite de către centrele APIA județene în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data limită de depunere a cererilor anuale pentru fiecare an calendaristic aferent perioadei de aplicare a schemei de ajutor reglementată prin hotărârea Guvernului. Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc condițiile legale în funcție de sectoarele în care își desfășoară activitatea, respectiv vegetal-zootehnic. Acordul prealabil pentru finanțarea prin rambursare se emite de către APIA în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data limită de depunere a cererilor. Documentația necesară pentru finanțarea nerambursabilă a diferenței de acciză cuprinde copia documentelor de identitate și a documentelor de înregistrare, adeverință în original de la registrul agricol cu suprafețele agricole aflate în exploatare, precum și cu efectivele de animale, păsări, familii de albine. Adeverință în originale liberată de către Oficiul Național al Viei. Situația suprafețelor și structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat. Copia documentului care atestă înregistrarea sanitar-veterinară pentru porci, păsări, familii de albine, vierm de mătase, după caz. Situația privind calculul efectivului rulat mediu estimat anual în funcție de specie întocmită de beneficiar. Copie de pe contractul de irigații, furnizare apei, după caz. Cantitățile de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătățirii funciare. Pentru anul 2015, prima cerere de plată însumează cantitățile de motorină utilizate în trimestrele 1 și 2 ale anului 2015. Începând din toamna acestui an, combinatul Azomur își va produce un nou tip de îngrășământ pentru piața românească, respectiv urea granulată, grație unei investiții de retehnologizare a combinatului. Noul produs este unic în zona de sud-est a Europei, iar efectul acestuia va duce la reducerea semnificativă a impactului instalației de urea asupra mediului înconjurător. Urea granulată va înlocui urea pril, o uree produsă tradițional la combinatul Azomureș din Târgu Mureș. Urea granulată cu calități mult superioară aduce în același timp beneficii și pentru fermieri, având o granulă mai mare, mai densă și mai uniformă, dar are și avantaj agronomic și economic, în sensul că împiedică pierderea în atmosferă a azotului, iar raportul cost-eficiență este mai bun decât la alte produse. Contribuția semnificativă în ceea ce privește dezvoltarea noului produs Azomureș o reprezintă parteneriatul cu USAMV Cluj, bazat pe trei mari direcții: cercetare științifică, activitate experimentală și valorificarea informației. Azomureș încearcă să obișnuiască fermierii cu abordarea științifică a producției agricole, într-un complex în care fertilizanților le revine un rol foarte important. Fabrica de uree, modernizată cu 85 de milioane de euro, își va mări producția din toamnă, capacitatea de producție estimându-se a crește de la 900 de tone de uree pe zi la 1400 de tone. Revenim asupra cazului revoltător din Mureș, în care un bărbat în vârstă de 65 de ani din Miercurea Nirajului a fost reținut pentru că timp de 5 ani de zile acesta ar fi violat și șantajat cel puțin 3 minori cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani. Judecătorii din cadrul Tribunalului Mureș afirmă faptul că procesul în care e implicat inculpatul Ciznădie Mihail se află în faza de judecată, bucurându-se în continuare de prezumția de nevinovăție.
Cizmadia Mihail este acuzat de o infracțiune de trafic de minor, două infracțiuni de viol, două infracțiuni de șantaj în formă continuată, o infracțiune de act sexual cu minor și una de pornografie infantilă. De asemenea, pensionarul este acuzat și de faptul că vindea tutun fără a avea acest drept. Bărbatul a fost arestat preventiv în luna aprilie. Invocând excepții care visează neregularitatea actului de sesizare, precum și neregularitatea administrării unor probe, instanța a constatat faptul că acțiunile materiale nu au fost descrise clar și că acuza în sine nu este suficient de clară, eliminându-se de la dosarul cauzei ca probe și două declarații de părți vătămate și patru declarații de martori. Nu au fost descrise în mod suficient de clar aceste acte materiale, astfel încât acuza în sine nu este suficient de clară, iar pe de altă parte s-a constatat nelegalitatea administrării unor probe, respectiv nulitatea relativă a acestora. Este vorba de două declarații de părți vătămate și patru declarații de martor. Constatându-se nulitatea relativă, acestea au fost excluse. Cu privire la măsurile arestului preventiv, instanța a fixat termenul de judecată la data de 5 august, iar la sfârșitul lunii viitoare, parchetul urmează să își exprime punctul de vedere cu privire la cele dispuse de instanță. Avem rezultate bune la producția de miere și peste 100 de peșteri de mulaj sunt protejate în județul Mureș. Acestea, dar și alte informații în știrile pe scurt. După rezultatele dezamăgitoare suferite anul trecut de către apicultorii județului Mureș, producția de miere a crescut de aproape 3 ori, revenind la media anuală obișnuită. Potrivit vicepreședintelui filialei Mureș a Asociației Crescătorilor de Albine din România, Cristina Cojocaru, s-a cules deja mierea de rapiță și cea de salcâm, urmând ca în perioada următoare să fie culeasă mierea de munte și cea de floarea soarelui. Totuși, apicultorii se confruntă cu problema reducerii treptate a suprafețelor cultivate cu plante melifere, cea mai importantă dintre ele fiind cea de floarea soarelui. Anul trecut, producția de miere a fost cea mai slabă din ultimii 50 de ani. Apicultorii mureșeni au ridicat prețurile cu peste 25% pentru a acoperi pierderile suferite din cauza temperaturilor scăzute și a variațiilor mari între minimele și maximele zilnice. Peste 100 de peșteri de mulaj protejate, renumite prin raritate, așteaptă turiștii la doar 75 de kilometri de municipiul reședință a județului Mureș. Peșterile au fost descoperite de-a lungul anilor pe Valea Mureșului, între Răstolița și Neagra. Peșterile de mulaj se găsesc doar pe teritoriul județului Mureș, iar pe plan mondial există în alte 4 locuri. În prezent, două dintre aceste peșteri sunt deschise pentru vizitatori, amândouă localizate în zona Andreneasa. Deasupra celor două peșteri sunt amenajate frumoase puncte de belvedere, de unde turiștii pot avea parte de cele mai spectaculoase panorame ale Văii Mureșului. Primele peșteri de mulaj au fost descoperite pe Valea Mureșului în munții Călimani, în anii dinainte a Revoluției, ulterior fiind descoperite câteva și în munții Gurghiu. Din cele peste 100 de formațiuni pseudocarstice, 16 pot fi numite cu adevărat peșteri datorită dimensiunilor. Primăria și Consiliul Local al Comunei Ideciu de Jos organizează în data de 2 august 2015 tradiționalul Târg al Băilor în imediată apropiere a ștrandului cu apă sărată. Și pentru ediția din acest an, organizatorii au pregătit numeroase activități distractive pentru toate vârstele. Evenimentul va debuta începând cu ora 10, cu expoziție de obiecte tradiționale ale meșterilor populari, iar de la ora 16 va avea loc un minunat spectacol folcloric, la care vor participa numeroși soliști și ansambluri de dansuri din zonă. Finalul târgului va fi marcat printr-un foc de artificii, începând cu ora 22. Campionul Adrian Diaconu și antrenorul Nicolae Moroiță au fost prezenți astăzi la Târgu Mureș. Întâlnirea la care au participat reprezentanții Federației Române de Box are ca scop organizarea la Târgu Mureș în luna septembrie a unei ample competiții naționale, respectiv Campionatul Național de Box la Seniori. Competiția la care sunt așteptați să participe circa 100 de sportivi din întreaga țară cu vârste cuprinse între 19 și 40 de ani, respectiv greutate de la 49 la plus 91 de kilograme, se desfășoară anual în România. De această dată, organizatorii și-au anunțat dorința de a organiza manifestarea la Târgu Mureș. Asta la solicitarea clubului CS Ring Box Târgu Mureș, unde este președinte Daniel Ghiurcă. Viceprimarul din Târgu Mureș s-a arătat foarte încântat de această inițiativă, afirmând faptul că este un susținător al sportului în general. Am înțeles că anul acesta, pentru prima dată la Târgu Mureș, vreți ca să faceți o competiție națională? Internațională de seniori. De seniori. Sper să fie într-un ceas bun și să aducă cât mai mulți pugiliști la Mureș, pentru că noi suntem un oraș care am susținut sportul indiferent de domeniu, da, din care face parte.
Competiția face parte din planul de pregătire al lotului național la campionatul mondial de la sfârșitul lunii septembrie 2015, urmând mai apoi calificarea la Jocurile Olimpice din Brazilia de anul viitor în luna august. Vrem să promovăm cât mai mult boxul. Nu este într-o situație chiar favorabilă, au fost multe schimbări în federație, în birou federal. Alergăm prin țară, ne zbatem, vrem să provocăm cât mai mult. Dumneavoastră ne dați exemplu că încă sunt oameni care iubesc sportul. Oaspeții au mulțumit viceprimarului Claudiu Maior pentru susținerea și sprijinul pe care l-au primit. Vom aduce la Târgu Mureș cei mai buni boxiori români ai momentului, asta și datorită ajutorului celor de la primăria municipiului Târgu Mureș. Le mulțumim și pe această cale, fără ei noi nu am putea să ne descurcăm sau ne-am descurcat mult, mult mai greu și le mulțumim și pe această cale, mulțumim domnului primar, domnului viceprimar și sperăm noi să avem succes cu această competiție la Târgu Mureș. Unele cupluri întâmpină probleme serioase. Din această cauză, mulți nu pot avea copii, dar dorința de a fi părinți rămâne la fel de mare. Cei mai mulți iau în considerare adopția pentru a-și împlini visul de a avea o familie completă. Așa se explică faptul că numai în județul Mureș, până la jumătatea anului trecut, au fost finalizate 14 adopții, în creștere față de anii anteriori. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a finalizat în 2013 25 de adopții în creștere față de anii anteriori, iar anul acesta au fost finalizate în doar 5 luni, 14 adopții în plus, alți 45 de copii așteaptă să-și găsească o familie. În Târgu Mureș, 17 familii au fost atestate anul trecut pentru a adopta. Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a dat asigurări că procedurile de adopție a copiilor din grija statului vor fi simplificate. Acesta și-a propus să scurteze termenele relativ mari și să ușureze procedura greoaie de adopție a unui copil. De asemenea, Asociația SOS Infertilitatea a propus modificarea legii privind procedura adopției, astfel încât să nu mai fie necesar consimțământul rudelor până la gradul al patrulea, arătând că în 2013 au fost eliberate 1630 de atestate de persoane ori familii apte și s-au pronunțat doar 743 de sentințe de încuvințare. Înainte să facă acest pas, soții trebuie să se gândească bine la motivele care îndeamnă să se implice într-un astfel de proces și să ia în calcul toate riscurile și responsabilitățile care apar atunci când devin părinți. Un copil nu e o jucărie, iar dacă te plictisești, nu îl poți da înapoi. De 17 ani, frecvența 87,8 FM Radio Son Reghin este ascultată de o mulțime de oameni. Pentru a marca împlinirea celor 17 ani, angajații radioului se pregătesc să le ofere celor mai fideli sonați cadouri pe cinste. Toate acestea în schimbul unei urări care să-i surprindă pe DJ-ii Radio Son. Ca în fiecare an, Radio Son nu uită să facă cinste ascultătorilor. Aniversarea celor 17 ani de emisie va fi marcată cu bunătăți și premii consistente, iar de această dată DJ-ii Radio Son vor fi prezenți în trafic pentru a surprinde ascultătorii. 24 iulie este ziua în care sărbătorim 17 ani de emisie. Vom începe, bineînțeles, dimineața cu cafeaua de dimineață, așa cum o facem de fiecare dată. Colegul Ghiță Zileru va încheia seara de sărbătoare. Sper să fie o zi frumoasă în care să primim cât mai mulți ascultători. Radio Son Reghin emite de 17 ani. Angajații le-au oferit mereu ascultătorilor hituri din toate timpurile și știri locale de cea mai bună calitate. Fidelitatea ascultătorilor a fost, în schimb, cel mai frumos cadou pe care le-au primit DJ-ii Radio Son. Îi rugăm pe toți ascultătorii noștri să fie foarte atenți, să ne trimită urări pe pagina noastră de Facebook Radio Son Reghin sau la telefon 0748283860, să ne surprindă cu cele mai frumoase urări și vom surprinde și noi, vineri 24 iulie. Iubitorii de artă vor avea ocazia timp de o lună să viziteze și să achiziționeze lucrările a doi pictori reghineni. Este vorba despre Horea Giurgiu și Petru Mărginan. Cei doi și-au expus pe pânză trăirile, sentimentele și ideile și le-au adus în fața oamenilor. Expoziția de pictură este găzduită de Casa de Cultură a Tineretului George Enescu din Reghin. Pentru prima dată, în Casa de Cultură George Enescu a fost amenajat un spațiu special destinat expozițiilor. Cei care îndrăgesc arta plastică pot să cumpere lucrările, nu doar să le admire. Prețul este unul accesibil, astfel că oricine trece pragul expoziției poate să plece acasă cu o lucrare semnată de cei doi artiști. Ne bucurăm, iată, spațiul acesta, care nu de mult a fost realizat ca și spațiu expozițional, că iată, începem acest periplu în lumea artelor, aici, în Casa de Cultură, în această sală. Expoziția de pictură este doar începutul unui amplu program dedicat artei. Lucrările prezentate au diferite teme, naturi statice, portrete, compoziții cu personaje, nuduri, schițe de grafică în cărbune și creion. Am adus trei lucrări noi față de ceea ce am expus la Târgu Mureș, pentru că
țin să menționez că este o expoziție care a fost prezentată prima dată la Galeria Alex Art din Târgu Mureș, de pe Boioi, după care am ajuns ca să o aducem aici. Porțile expoziției vor fi deschise timp de o lună, de luni până vineri, între orele 12 și 17. Publicul interesat de aceste lucrări va avea la dispoziție un ghid pentru a primi toate detaliile legate de tablouri. Aici punem punct jurnalului. O zi frumoasă în continuare, pe mâine.